În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfințit duminica aceasta biserica parohiei Bistrițene Monor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Înfrățirea rugăciunii cu munca duce la cele mai bine cuvântate rezultate. Așa că rămânem de la această frumoasă sărbătoare cu învățătura pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos, că e nevoie de muncă și de rugăciune în toate domeniile de activitate, inclusiv pe tărâm spiritual, trebuie să punem umărul. Acum, dacă ar fi să facem o aplicare concretă și la fața locului, am zice noi că aici la Monor rugăciunea a fost însoțită de muncă și a rezultat ceea ce vedem cu toții. O biserică frumoasă, măreață, pusă la punct, pictată frumos, restaurată și chiar și împrejurimile ei foarte, foarte bine dichisite. Și cum spuneam și când am terminat slujba de sfințire, pe Părintele Marius, pe domnul primar, pe creștinii de aici și pe toți cei ce i-au sprijinit, îi felicităm. Iar noi toți nu uităm că nici rugăciune fără muncă, dar nici muncă fără rugăciune. Cu adevărat muncesc acești oameni și se mândresc cu călimanii care fac parte din ființa dumnealor ca buni români și buni creștini. Avem aici garanția în apele sfințe voastre că mugurii de braz încă sunt verzi și costumele populare, iată, sunt purtate de pruncii de la pieptul mamelor până la cei mai mari și cei care au întâmpinat astăzi. Din tot sufletul vă mulțumesc că ne-ați încurajat, că unde este binecuvântarea ierarhului, este și binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc celor care astăzi ați venit aici, în sobor mare. În semn de apreciere pentru efortul depus la finalizarea lucrărilor din parohia Monor, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Andrei a acordat crucea transilvană părintelui paroh Marius Avram, precum și principalului ctitor Ioan Neagoș. La final, ierarhul împreună cu sătenii din Monor au luat parte la inaugurarea muzeului din localitate, care este dedicat omului de radio Gelu Furdui.